Cum am cunoscut-o pe Maria Constantin? De unde a venit? Cum s-a făcut cunoscută? Cum a cunoscut celebritatea? Și foarte bine a spus. Dacă l-a spus pe Marcel Toader, ai impresia că el are dreptate. O a spus pe Maria Constantin, e clar. Și exact. Se pare că ea are dreptate. E bine, se pare că amândoi au mințit cu un lucru. Hai să vedem care e. Eu pe Maria Constantin l-am cunoscut de la un eveniment. Se știa că s-au cunoscut la un eveniment. Mergeam des în zona aia pentru că, într-adevăr, lucrarea era. Pe Maria Constantin am cunoscut-o în urma unui apel al unui primar din zona Telorman, care mi-a spus, te rog frumos, Telormanul ăsta, bă, băiatule, invit-o la București, bag-o în câteva emisiuni, pentru că eu am o relație cu ea de 2 ani. Adică era și cu acest domn comisar de la mediu și cu acest domn primar din zona respectivă. Așa, pentru că eu cunoșteam pe acel primar foarte bine din zona Zimnicea. Și ți-a zis primarul din zona Zimnicea, bag-o la televizor, că am eu o relație de amantă. Eu am o relație cu amantă cu ea de 2 ani. Primarul însurat fiind? Da, însurat fiind, da. Primarul din Zimnicea? Din zona, nu-i dau numele, da. Din zona Zimnicea. De ce s-a mai căsătorit cu ea? Nu te dracu din zona Zimnicea, că Zimnicea e izolată. De la Smârdioasa până la Zimnicea, mergi 20 de kilometri. O întrebare pe tine, stai că nu, mai avem puțin timp. Dacă știai că... Am întrebat-o. Te dedă la fapte, dacă. De ce ai mai... Am întrebat-o, nu mi-a recunoscut, a spus că e minciună. Și ai crezut. Și am crezut. Eu nu mai cred în tine și nici în vorba ta. Ți-ai bătut joc de mine și de dragostea mea. Va veni și o zi când vei realiza. Am crezut că vrea să facă ceva. Vrea să facem o familie. Exact ce vroiam eu să fac. Și cam asta e. El acum nu mai este acum nu mai e primar. E soția lui primării. Asta e tânăr și neliniștit. Tu acum ar fi să faci cură la mișto. Asta am vrut să-i mișto, ar fi să te caute puțin. I-a pus-o pe nevasta în cap acum. Vă dați seama că aia îți dau seama. Deci, cu alte cuvinte, tu ai luat amanta primarului de la Zimnicea și te-ai însurat cu ea. Nu de la Zimnicea, doamne. De zona Zimnicea și te-ai însurat cu ea. Adică l-ai scăpat pe om de păcat, cum ar fi. Nu, da. Zic și eu. Un gest civic. Am crezut în vocea ei, am crezut în ce mi-a spus. Asta morală a societății. În ce mi-a spus, am crezut în ce mi-a spus și m-am mințit de la început. Că ea n-a avut o relație în timpul căsniciei cu acest domn comisar de la mediu. Am dat tot ce aveam, mai bun, dar tu ai vrut tot mai mult. Și dacă el să spună că pentru mine n-ai pus bună, crede-mă că-s numai minciuni. Dragii mei, vă ascult, Mădălina. De ce să mă ascult? Marcel Toader a recunoscut că au mințit? Spune clar că cineva i-a recomandat-o, ca să nu zic un cuvânt urât în ghilimele, i-a pasat-o. Păi dacă îți pasează o femeie, tu iei de nevastă și pune-o să fie sfântă la mănăstire. Și a zis că Maria a spus dacă că ar fi să credem ce spune Marcel. Păi da, dar Maria a văzut ce nu știm varianta ei. Varianta lui Marcel. Eu cred că ei sunt supărați amândoi acum. Păi da, dar e atât timp. De cât timp? 3 ani? Spuneau că s-au cunoscut la un eveniment. Nouă asta ne-a declarat, cel puțin nouă jurnaliștilor. Sunt supărat și fiecare dă cu noroi în celălalt. Nu, eu nu cred. Eu cred că nu se mai înțeleg și punct. Eu nu cred nimic din toate aventurile astea, din toate nebuniile astea. Nu pot să cred, îmi pare foarte rău. Asta că nu se mai înțeleg de ceva timp și au recunoscut-o amândoi. Dacă și acum sunt furioși și atunci dau tot ce e mai rău în ei. E păcat, pentru că totuși măcar 2 ani, din câte spune și Marcel, s-au iubit și într-adevăr a fost foarte frumos. Mădălina, dar cunoscându-l atât de bine pe Maria, cunoscându-l atât de bine pe Marcel, cum vezi tu dezvăluirea asta pe care a făcut-o? Că de fapt nu s-au cunoscut la un eveniment, că i-a fost recomandată de cineva care susținea că se iubește cu ea la momentul respectiv. Nu, care vrea să scape de ea. Marcel... Care voia să facă celebră, cum să scape? Scuză-mă, dar vrea să facă celebră, scuză-mă, n-am înțeles. Marcel este un om care, să știi că știe să tacă. Adică noi am vorbit foarte multe lucruri și cel puțin până astăzi nu s-a dezvăluit, nu am zis nimic.
Dar probabil dacă ajunge... Ei, ai întrebat cum v-ați cunoscut? Cum v-ați îndrăgostit? A fost dragoste la prima vedere? La eveniment, așa știu și așa eu. Și, tu. Și știu din spusele Mariei că s-au întâlnit odată de două ori și apoi au stat amândoi față în față la o masă. Maria i-a prezentat, a fost destul de sinceră și de francă cu el și a prezentat situația prin care trecea pe atunci deloc una bună și pozitivă în viața ei, chiar nefastă, pentru că divorțase, pentru că nu avea o situație financiară bună, așa cum zicea și Marcel și a confirmat și Maria, cânta pe sume extraordinar de mici, în pofida vocii frumoase pe care o are și au hotărât să-și dea o șansă și la scurt timp Maria a și plecat. Asta era varianta pe care am știut-o cu toții. Și foarte frumoasă. Romanțată. Da, asta? Romanțată, sigur, absolut. Domnule psiholog. Mult exhibiționism în amintirile lui Toader. Păcat. Păcat, expresia, e adevărat. Expresia unei neputințe bărbătești care nu ar trebui afișată niciodată și nici cum. Oricât de descumpănit, oricât de dezamăgit, oricât de furios, oricât de îngrozit ai fi de propria ta experiență de viață, modul acesta de a-ți aduce rufele murdare în public e acuzabil. E acuzabil și regretabil pentru un bărbat. Da, sper ca furia asta să-i mai treacă și să-și ceară scuze, să-și ceară iertare în fața Mariei. Nu cred că va face, pentru că Marcel nu consideră că el greșește, indiferent, doar spune că el... Spun, nu, dar părerea domnului și e foarte pertinentă. Ce ar trebui să facă, da? Ce ar trebui să facă. Și vă spun chiar că Marcel nu cred că va face lucrul ăsta. Chiar dacă ăsta ar fi fost adevărul crud, el nu poate fi crăcănat, îmi cer scuze, eschibat în spațiul public. Dar câți oameni nu reacționează așa în momentul în care... Bărbații neputincioși o fac, da? Doamna, da. Bărbații care... Bărbații care suferă, care bărbații au fost răniți în orgoliu? Da, sigur. Cei care sunt loviți cumplit în orgoliu, în toată bărbăția lor, în toată maestuozitatea masculinității lor, e o poveste asta pe care noi o tot discutăm de, iată, câteva săptămâni bune, ruptă parcă din O mie și una de nopți sau din Boccaccio direct, știți? Parcă un scenariu foarte bine făcut și bine pus la punct. Uneori te și întreb, doamne, era realitatea lor? Și Marcel, nu neapărat despre ceea ce s-a întâmplat după ce s-au despărțit, ci despre întreaga lor căsnicie. Eu am mai că Maria și, și-ar fi planificat și celebritatea. Da, am auzit pe domnul Toader. E îngrozitor, da? Dar încă o dată pun toate aceste răbufniri ale domnului pe seama neputinței. Da? Nici măcar asta nu ar trebui să o faci. Da? Să ieși în spațiul public și să spui, s-a folosit de mine ca să fie celebră. Da, o să discutăm despre asta după scurtă pauză de publicitate. E descurajant pentru orice bărbat să vadă de la un alt bărbat că își umilește și tăvălește în public femeia cu care a fost împreună.